Băi, fraților, a fost foarte nasol, deci o să vedeți acum ce s-a întâmplat cu Kidnap, cu mine și cu Darusel 2012, pentru că am fost într-o pădure, ne-am jucat v-ați ascuns, le-am spus niște povești horror, iar după aceea totul... Nu ne-am așteptat la asta, atât am de zis, nu, deci chiar nu vreau să mai spun prea multe. Uitați-vă la tot. Mă, dar ce să mai aflăm prin frigiderul ăsta, să vedem ce să-i dau, dar să-i dau mâncare, că mă duc pe el. Mamă, uitați-vă aici, nu mai burger, mă, mă, nu mai burger, mă, eu... Că mă dau la 1012! Să dau la 1012! Să-i dau la mâncare! Burger! Ce face, mă? Darusel, mamă, suntem la masă, tu la masă, stai să asculti muzică, ce, doamne iartă, mă asculti acolo, Darusel, la masă, îți permit să nu să, Darusel, la masă, mâncăm, Darusel, uite, spun burgerul aici direct pe tavă, direct, Darusel, frumos, aici, să mănânci, pune-te la masă, lasă telefonul ăla deoparte, Darusel, lasă muzica aia deoparte, ce înseamnă asta? Ia că ți-am pus în fiecare asta, dar să le satură-te, că deja mă nervez, ia și telefonul la voi, dar fii cum? Mami, fii antenă, mami, eu am o idee, fii antenă, vreau să merg undeva, să ne jucăm, haide, zic, dar nu cu tine, și fii antenă, vreau să merg în pădure, dar nu cu tine, că fii antenă, tu ești o babă și nu o să faci infarct, Da, hai, lasă-mă, dar să nu știi cum să spune infarct, dar să le, nu știu dacă mai zic corect, că deja mă perturbez de tot, dar să nu mai înțeleg absolut nimic, dar să ne mă disperi în ultimul hal, mă, copile. Bă, dar ceva bun în viața asta nu știi să faci și tu, dar să n-ai de gând să faci ceva bun, nu te descurci? Da, fii antenă, mă, fii antenă, vreau să zic că eu sunt un mare cocalar. Ia, să dai, mă, de ce să ascultă melodia lui Rafael, adică a mea, că sunt costumat, da, vine cu dar asta. Dar să mă, mă, unde ai dus, dar să dar să dar să nu, eu să scap, da, hai că revenim. Mă transform la pui Rafael și revenim. Vedem ce face, dar să că deja mă disperă rău de tot. Bun, hai că m-am costumat în mine. Adică nu m-am costumat practic. Mi-am revenit înapoi în hainele mele. Nu mai sunt mama strictă și acum să vedem unde soțul sunt. Stai, mă, să vedem ce tot zice el de față ascunsele în pădure de astea. Dar Sel, dar Sel, unde ești? Cred că e la calculator ăsta. A, în cameră? Nu, cred că a lăsat ușa deschisă. Mă duc aici sus la calculator. Hai să vedem ce face Darusel. Darusel, ce faci? Bă, alo? Darusel? Darusel, unde te-ai dus? Darusel, ce... Tu unde ascultă muzica, mă? Bă, ce, e afară? Da, uitați-vă la el. Ce facem ăla acolo? Bă, să mai atent nimic. What? Da... Okay. Bă, a oprit muzica, bă, ce te faci? Da, dar Sel! Dar Sel, îți opresc ăsta, gata, că ți-l opresc acolo, ia să apăsă, gata, ți-l-am oprit, dar Sel, doamne, iartă-mă că mă și nerve, bă, de fapt, e bine, mă, dar Sel, ce fai, mă, aici, bă, bă, dar Sel, ce fai, mă, te-ai apucat să sari în piscină? Darusel, treci mă înapoi, bă, doamne, iartă-mă, Darusel, sunt 16 grade afară, încă n-a venit, mă, vara, doamne, Darusel, mai sunt câteva zile, mă, până la 1 iunie, până începe vara, Darusel, tu chiar n-ai răbdare, Darusel, sunt 16 grade afară, ce tot faci? Doamne, ce NPC poți să fii, deci nu mă ascult deloc, Darusel, ok, bă, Darusel, îți mulțumesc, am văzut că ascultai melodia, mă, stai, Darusel, chiar îți place melodia, Darusel, parcă nu-ți plăcea melodia asta, dar ți-am făcut-o ție. Doamne, dar să de cât de NPC poți să fie așa, mă, bă, m-a chemat maică ta, mi-a zis că mai ai treabă cu mine, ce tot vrei, dar să le, nu știu, zicea ceva de pădure, ce s-a întâmplat în pădure? Ia-mi ceva, Rafale, vreau să ne jucăm un joc!
Ce joc vrei să ne ieși cam Darusele? Ia-ți ăsta înapoi, Darusele, ia-ți telefonul că n-am ce face cu el. Ce joc vrea Darusele să se joace cu mine? Ia, de ce m-a chemat? Darus... Oprește-o, poți să o asculti, bă, singur, Darusele, cauți acolo, Darusele 2012 Troll Song, te duci la calculator și asculti în căștile tale și nu mai deranjezi pe nimeni. Acum, hai zi odată, ce tot, de ce m-ai chemat la tine? Hai da zic în pădure, dar să le știi. Stai! În pădure cu alune. Dar să vezi că ți-a intrat, vezi că ți-a intrat apă, dar să le ai grijă cum vorbești acolo, vezi că ți-a intrat apă. Așa, bravo, dar să le. Hai, mă, ce? Mă, dar să le, cum adică? Bă, stai puțin, vino aici, dar să el, dar să el. Oh, mă, cât de impisit poți să fii, bă, băiatele, câtă ciudații. Hai, mă, Darusele, așa, mă, și stai puțin, cum să, bă, Darusele, nu, cum să merg, bă, Darusele, în primul rând trebuie să aștept, dacă tu chiar vrei să zici că în fața ascunsele în pădure, Darusele. Dar-i, mă, așa, dar repede, bă, gicule, gicule, hai, mă, repede, alune-mă, ajută-mă, alune-mă, bă, Darusele, stai, mă, bă, Darusele, tu chiar vrei să te joci pe zi, mă, nu vrei să așteptăm să-ți facă noapte, Darusele, Darusele. Ce, brafele, bă, de noapte, bă, de noapte, știi. Ești dement? Da, s-a făcut noapte acum, dar să le ok. Deci, ce s-a făcut noapte, dar să le șcăm până noapte și iată, dar să le... Doamne, dar să le cât de prost poți să fii, mă, băiatele. Hai, ieși afară, dar... Opa, o casă aici, dar să le acuie, mă, casa asta. Dar să le, băi, așteptă aici pe mine. Alo, unde... Da, uitați unde s-a dus, mă, ăsta. S-a dus departe, mă, dar să le... Dar să le așteaptă, mă, unde s-a dus? Nu te cunosc! Eu sunt aia, sunt aminte pe... La forță! Uuuu, baby! Mă, unde ești, mă? Nu știu, tu unde ești? Pără să le băta de ce știi mașina! Bă, unde ești, mă, Darusele, Darusele, vină, mă, înapă... Oh, haide, unde ai dus, Darusele, sunt aici, la nici, nu știu, sunt la casa aia, de, eram noi în octombrie, Darusele, așa, mă, bă, stai puțin, așa, mă, Darusele, și fii atent, bă, am, Darusele, dar trebuie să aștept să facă miezul nopții, dar până atunci ai în pădure, bă, treci, mă, la pădure, mă, bă, n-ai să se reși când față scunsă la pădure, ce ai, Darusele, cam o idee bună, bă, bă, cum adică unde e pădurea, Darusele, pădurea aici, Darusele, nu te duce, vină, mă, aici, Darusele, fii atent, hai aici, Darusele, că înainte de toate, uite, dar... Dar... Parapele, vină, uite, e monstru! Doamne, amin! În numele Tatălui și a Sfântului și a Sfântului, amin! Tu! Ai, mă, Darusele, oprește-mă, omule, Darusele! Ce? Da, mă, gata, Darusele, mă, fii atent, Darusele, gata, stai aici, ia loc, Darusele, pentru că... Bă, mai e unul, bă, stai că mai e unul, bă! Bă, lasă-mă, Darusele, ăla, Doamne, iartă-mă! Bă, nu, bă, Tatălui și așul, și așul, tu, amin, fii antena, tu, și fii antena? Da, ia, măcar dacă e partea mișto, Darusele, ia, lasă-o să audă, lasă-o să audă, dar nu vorbi tu peste, ia să zim, taci! Da, mă, Darusele, bă, dar termin o dată cu muzica, gata, Darusele, o ascultă, poți să o ascult și acasă, Darusele, în căști. Acum ai zis să venim aici la fața ascunsului și ce facem, mă, Darusele, vreau să fac ceva, Darusele, vreau să-l facem mai interesant fața ascunsului asta, ți se pare că e interesant așa să ne jucăm doar fața ascunsului, Darusele? Nu! Exact, Darusele, ei bine, Darusele, am eu o idee și ai grijă acolo, Darusele, nu mai face tu așa din gură, stai liniștit, Darusele, că lasă-mă cerbi, lasă cerbi, Darusele, ce ai cu cerbi, lasă-i în pace, Darusele, nu-ți fie frică, tu... Bă, doamne, Darusele, lasă cerbi, nu mai, Darusele, nu-i frumos ce faci, bă, fii atent, Darusele. Bă, prietenul, ce faci, fiatele, eu te mă opresc foarte șmecheră. Bă, Darusele, gata, oprește, că mai devreme parcă se rea frică de la cum mai arde în prietenii cu el și ea... Gata, Darusele, doamne iartă-mă, doamne iartă-mă ce se întâmplă așa că... Gata, Darusele, stai jos acolo, fii atent... Bă, Darusele! De ce? Bă, eu l-am salvat! De ce? Bă, eu l-am salvat! Bă, eu l-am salvat! Bă! Da, eu l-am salvat! Bă, cum adică? Uite, când salvez pe cineva, uitați-vă! Și eu când... Doamne, de ce? Bă, moară-l, Darusele, că nu se poate și... Bă, de ce, Doamne? Bă, bă! Dar...
Doamne, Danuzele, doamne, cât de împinzit pot să fim, mă, băiatule. Ok, bă, Danuzele, fii atent, dai că a fost comică, fa, de fapt, de ce a dat în mine când eu l-am ajutat ca să nu mai ia foc, Danuzele, l-a preferat să moară ars, Danuzele, e groaznic să mori ars. Așa, mă, Darusele, tu m-ai adus la fața ascunsă, Darusele. În primul rând, vreau să spun că fața ascunsă nu se joacă așa, Darusele. Trebuie să fie mai interesant, Darusele, că toți suntem în pădure și e noapte, Darusele. Vreau ca înainte de toate să spunem niște povești, fiecare horror, Darusele, ca să nu speriem, Darusele, să intrăm așa, să fie mult mai interesantă povestea asta de facem noi aici, adică fața ascunsă, să fie mai amuzant, Darusele, și mai, gen, mai amuzant. Să fie oricum amuzant, Darusele, să fie distractiv, dar să fie foarte înfricoșător. Da. Darusel, am zis ceva. Ce vrei? Am zis ceva, Darusel. Ok. Ai o poveste horror, Darusele, pe care tu să spui aici ca înainte. Fii atent, Darusele, o să spunem o poveste horror fiecare, iar după aceea o să ne șcăm fața ascunsă aici pe noapte în pădure. Hai spune tu prima oară dacă ai o poveste, Darusele. Ok, Darusele, și ce te face să crezi că povestea mea nu ești una reală, Darusele? Că, nu știu, că seamănă cu tine. Ok, Darusele, n-are nicio logică. Ce spui, dar hai să ne punem aici și Darusele, fii atent. Ok, hai să spun eu o poveste, Darusele. Trebuie să mă gândesc că știu foarte multe povești și nu știu pe care să ți-o spun, Darusele. Hai, fii atent, Darusele. Deci, Darusele, nu știu că să încep, dar asta este o poveste care a fost... E o poveste ce s-a întâmplat la mine în oraș, Darusele. Unde eram eu în orașul al meu, de unde m-ai luat tu pe mine, Darusele. Și nu știu cum să zic, Darusele, că m-am marcat... Nu, Darusele, asta pe lângă că m-ai furat tu și m-ai adus aici în Grand City și nu știu cum am ajuns și unde ne aflăm. Nici nu pot să mai ajung la mine acasă, dar în fine, bă, aia e partea a doua, Darusele. Vreau să spun ceva. Ei bine, acolo aveam eu niște vecini, Darusele, erau cam... nu știu, de fapt, vecinii erau super ok, numai că un membru al familiei, Darusele, era mai așa. Dar, înainte de toate, Darusele... Bă, ce-i spate? Darusele, ce-i spate? Ce-i spate? Ce-i spate? Ce-i spate? Ce-i spate? Bă, Hai că am vrut să fac ceva, lasă, Darusele, hai că nu, am făcut mișto, Darusele, nu era nimic în spate, Darusele, dar lasă cu melodia, că deja mă disper, Darusele, ok, ți-am făcut melodie, văd că-ți place, Darusele, înainte ce că nu-ți place, dar în fine, fii atent, Darusele, aolo, aveam niște vecini, Darusele, și familia era ok, familia chiar era ok, Darusele, la mine, acolo, vecinii mei, practic, în oraș, da, Darusele, am ghicit. Bravo, Darusele, ai ghicit, bravo. Cum spui tu, Darusele, fă povestea cum spui tu. Și pe lângă asta, Darusele, un membru al familiei se comporta cam ciudat, Darusele. Vreau să-mi spui cine crezi că s-a comportat. Deci erau 5 membri ai familiei, era bunica, practic, și 2 copii, Darusele, și mamă, tată. Și care, bă, Darusele, nu, bă, cine, bă, bunica, copilul, copiii sau părinții? Bunica, chiar părintă. Doamne, ce nebunești, Darusele. Bă, da, asta e chestia, s-a întâmplat ceva cu bunica sa, cu bunica lor, Darusele, practic, era, nu știu, era ora 2:30 ceva de genul, Darusele, și nu știu ce, s-auzeau, nu știu, Darusele, s-auzeau niște sunete așa din casă, gen, cum ar veni, sepa bunica sa, făcea exorcizare, nu știu ce, doamne, iartă-mă, s-a întâmplat acolo, Darusele, dar a venit popa și, Darusele, popa când s-a atins de bătrânica aia, de bunică, practic. Nu, n-am înțeles gluma asta, Darusele, dar stai locului ca să-mi spun, Darusele, avea nevoie de proteză sau ce, Darusele, da, avea că nu prea... De protecție să vină popa, Darusele, să o ajute, Darusele, că era... Ok, Darusele, știi, atent, și popa a venit, Darusele, și... Când a vrut să fac aici, o să-i fac un sribe, practic, să plece toate spiritele rele de acolo din casa sau ce, s-a aflat că se comporta foarte ciudat, Darusele, a atins-o pe mână, Darusele, și când a atins-o pe mână, i-a trecut așa un fior prin el, cum ar veni, și s-a făcut pielea instant galbenă. S-a făcut pipi! A făcut pipi pe el și de asta! Bă, Darusele, nu, stai puțin, dar chiar așa nu pupă, Darusele, am zis, tu m-ai chemat la față ascunsele, i-am zis să facem mai interesant, să fie mai rău, Darusele, adică să te băiști tu, să te ascunzi, Darusele, cum ar veni, să te ascunzi undeva pe noapte, Darusele, și foarte, foarte ok, da, s-a făcut mai noapte acum, ceea ce e bine, Darusele, și mai înfricoșător. Pentru povestea mea! Bine, Darusele, hai să spui tu povestea, dar, bă, Darusele, hai să ne speriem ca să fie mai înfricoșător, că altfel n-are farmec fața ascunsele asta, o să-l facem noi acum. Ok, brafule, fii antenă, bar-
Rafael, ia să zic că povestea mea, ia te rog eu un loc, prietenul meu, drag, urât, chiar atât ca un șobolan. Așadar, să le continuă, chiar nu vreau să mai comentez, că deja, adică nu trebuie să mă mai pun la minte ta, hai, continuă, spune tu povestea, dar să încerc să ne ieși când fațească cum să ia frumos. Ok, deși antenă, Rafael, era o dată o noapte, eram la calculator și fie antenă. Văd o notificare și fie antenă, știi ce văd? Ce vezi? Doamne, dar să... Hai mă, să ne ieși când fațească cum să ia, dar să ne trebuie asta. Stai, mai glumeam, și antenă. Am eu poveste, deci... S-a întâmplat pe cea recent în pădurea asta. Deci era o fată care o chema Denisa și fie antenă, se privea aceea prin... uite locul ăsta, uite dacă vezi aici o floare. Uite, fie antenă, acesta e mormântul ei. Doamne, dar să... What? Doamne, ce ia pezi acolo, dar să le spui numai prostii, dar să le... Bă, fii atent. În primul rând, tu te-ai ce la copac, dar să le pune-te aici și trebuie să... Eu să mă ascund, dar să le... Și după aceea... Dar nu, părăfă-le, fii antenă, lasă-mă să-i spui, fii antenă, era o fată și fii antenă, știi cine a omorât-o? Cine? O pisică mov. Bine, dar să le... Hai că mă duc, asta e acolo, numără până la 30. Gata, ok, mă joc aici față ascuns să le ia frumos. Ia să vedem pe unde să ne ascundem, mamă, deci se pe ăla în continuu. Ia fiți atenți, hai că mă ascund pe undeva pe aici, după copacul acesta, să mă ascund eu aici. Și să vedem dacă ne găsește, dar să sperăm totuși că nu să ne găsească. Mamă, dar n-am stabilit noi așa regulă încât timp să mă caute și asta. Dar lasă că vedem, că când mă plictisesc eu, atunci o să ies din locația asta dacă dar să nu o să mă găsească. Pentru că nu știu, e o locație simplă relativ, dar mă gândesc că dar să nu cred că o să caute aici, mai ales că este undeva prin apropiere, chiar nu cred că o să caute și așa, dar eu m-am ascuns, îl aștept să vedem să termine și toate astea și stau aici ascuns lejer, n-am niciun stres și da, nu știu ce să mai zic. Ce să... A dat cineva cu arc? Ce face? Ce? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, asta e gata! Cine e gata la acolo? Papa! La 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 la. Bine, gata, Darusele, hai că mă pun eu, Darusele, hai că mă pun eu, bine, mă pun eu, gata. Ok, aha. Da, Darusele, hai, gata, mă duc eu să mă pun, tu ascunde-te acolo, Darusele. Ok, hai să vedem, fraților, că l-am speriat, a fost mai ok, sincer, că mi s-o luat. Chiar că e mai interesant să-l caut, pentru că e și mai înfricoșător, mai ales că suntem în pădure. Să vedem dacă ne speriem sau nu, să vedem să fie mai interesant. Cu Darusele, adică eu dacă mă ascund, nu e, nu, chiar nu e nimic înfricoșit. E mai mult plictisitor dacă eu stau să mă ascund, că știți că Darusele nu prea, nu o să mă găsească, Darusele, așa că, hai că mă pun aici număr 1. 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29, 30. Hai să mă duc în căutare după Darusele prin partea asta. Ia să vedem. Bă, mi se pare că s-a dus prin partea asta, dacă mi-aduc eu bine aminte. Cred că l-am văzut ducându-se prin partea asta, înainte să mă ascund eu, practic. Că, de fapt, eu rămăsese acolo, dacă mi-aduc eu bine aminte, și nu cred că a plecat. Mă, ce s-a... Ce s-a auzit? Ce s-a auzit, mă? What? S-a părut mie? Cred că a fost căprioara, cred că a fost cerbola, în fine, hai să cal... Darusel, vin după tine, n-ai scăpare, Darusel, sunt după urmele tale, unde ești? Da... cerbă a făcut mă așa, doamne, ce m-am speriat, îți era cerbă fix aici, doamne, ia să-l cam... Unde s-a ascuns ăsta? Mamă, poate iar s-a ascuns în copacă, parcă el s-a ascunsese sus în copacă, atunci s-a... Bă, ce s-a... Da... Dar să nu ești amuzant cu alea, unde ești, mă, ești prin apropiere, a? Vrei să-mi spui tu mie, așa, dar să le ești prin apropiere, mă, ce tu s-a uite, mă? Mă, ce tu... Mă, ce... Ce... Mă, ce tu s-a... Ce tu s-a... Doamne, iartă-mă, ce tu s-a uite așa, de asta? Mă, ce... Ce tu s-a... Unde tu... Oh, doamne, ce ciudat, în fine, hai să mă duc, bă. Dar să le, unde te-ai dus, mă, omule? Mă, dar să le, unde te-ai dus? Dar să... Cine ești tu? Ia zi, cine ești? Hei, stai puțin.
nu, a, scuze, nu, credeam că ești prietenul meu prost care s-a costumbat în ceva, că altceva cel mereu, eu mă joc aici fața. Ce cauți aici? Ce cauți aici? Asta e pădurea mea! Ce cauți aici? Pleacă din pădurea mea, dacă nu te omor! A, nu, a, mă duc acum să-l caut pe prietenul meu, că nu ți-a ascunsele, nu, că nici cum pai ce fac. Nu! Tu acum ăsta pleci de proprietatea mea, asta este pădurea mea, ai înțeles? Nu mai țipați, stai puțin, ce s-a întâmplat? Nu, am spus că mă joc aici, sunteți domnul pădurar, am înțeles, ok? Da, nu, nu-s pădurar, n-au zis poveștile cu mine, eu sunt acea pisică mov care îi fură pe copii și omoară, așa că dacă tu și prietenul tău prost care zici tu nu plecați, o să vă omor pe amândoi sau o să vă fur. Cum adică să ne omorâm sau să ne furați? Pe cine să furați? Să? Nu, noi ne jucăm, hai că mă duc să-l caut, dar să nu te trascul. S-am dat ultima șansă, pentru asta vii cu mine, dacă nu, o să pun floarea asta și o să te omoră fix aici. Uite aici. O să spun unei mâini dacă nu vii cu mine. Ai înțeles? Ce s-a întâmplat? Nu, eu mă joc față cum să le cu prietenul meu. Dar se, unde ești? Dar se, dar se, dar se, dar, dar, dar se, dar se. Mai Rafael, eu zic să fugi pentru viața ta. De unde știi cum mă cheamă? Să ia pe mașina ta numele tău. Crezi că eu nu te știam? Eu pe tine și pe Darusel v-am văzut cum îmi spuneați numele. Bine, dar eu nu fac nimic rău. Eu doar mă joc aici cu prietenii. Nu-mi pasă! Ce? Darusel? Nu-mi pasă! Nu! Nu-mi pasă! Asta este pădurea mea! Așa că pleacă! Domnule, stați acolo, ok, da, hai că mă duc, îl caut aici în casa asta să vedem ce se întâmplă, mamă. Treci aici, mai repede, pentru asta, ce se întâmplă aici, casa mea, tu mi-ai distrus casa mea, să-ți fie rușine cu pine, eu ce mi-am făcut din casa mea, pentru asta, îți dau, este cu el făcut! Pleacă din casa mea! Să nu te lau de pădure! 1! 2! 3! 4! Ce caut aici? De ce v-ați închis? Eu doar mă jucam cu prietenul meu, dați-mi drumul, vă rog! Rafaele, bă, Rafaele, prietenul tău a plecat, i-am dat burger și a scăpat el, i-am sunat acasă, i-am dat burger și l-am văzut cum mâncai tu cu el burger, așa că pe ce te-am văzut mai fraier. Darusel, vină aici la casa asta. Unde? 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 Darusel, vină repede la casa aia, te-ai bubuit totul atunci, Darusel, vină repede. Taci, pentru asta. Pentru asta. Aula, am zis în greșeală că a bubuit Darusel casa. Aula. Ce faci? Bă, domnul, ce faci aici? Stai, din greșeală, uite. Pentru că n-ai vrut să taci. Pentru că n-ai vrut să taci. Hei, dați-mi drumul de aici, lăsați. Bine că nu știe, mamă, cât de prost e ăsta. Mamă, cât de prost, bine că nu știe. Ola, bă, știu că a făcut Darusel pe aici, pe undeva. Cum a făcut Darusel atunci? Cum a ieșit Darusel de aici? Domnul, vă rog, lăsa. Gata, unde e? S-a dus? A plecat? Hai că fug repede! Nu are că să fugi! Deci cu ochii! Gata, nu! Ziceam să pun aici, să vă plantez, să vă ajut aici cu plantatul! Nu! Deci cu ochii! Mai repede! Dacă nu te omor și pe tine și pe Darusel! Eu mă ascund de aici, pot să mă ascund, domnule! Trebuie să plec de aici! Mă, ce se întâmplă? Ce caut omul ăsta aici, că nu vine să cred? Ok,
ai că plecat, ai că plecat. Mă duc repede, băi, ce mă duc repede. Mamă, trebuie să iau repede mașina și să fug, că nu se poate așa ceva de șansă. Rafaele, ți-am dat ultima șansă. Acum dacă nu vii cu mine, te omori. Și pe tine și dau foc la casă. Crezi că nu știi unde stai? Treci mai repede. Gata, gata, nu mai te-ai lăsat. Mă, dai, vreau să-l caut pe prietenul meu. Treci mai repede, am zis. Treci mai repede. Gata. Ce? Nu intru aici, acum să mă nec. Înăuntru am zis. Dacă mai vrei să trăiești, dacă mai vrei să vezi mâine, eu zic să intri acolo. Stai puțin, domnule, cum adică să trăiesc în apă? Pe mă nec. A, pe stai. Da, cred că e mai prost dacă te-ar să-l ăsta, am înțeles. Da. Ce-ai zis, bă? Ce-ai zis? Nimic, ia, sper să nu mă găsesc, ia, mă plec. Da, e frumoasă casa asta, chiar e o casă frumoasă așa de vacanță, da, așa? Da, treci mai repede, treci mai repede! Ce? Aici vreau să fii, ai înțeles, copile? Bine, da, eu doar vreau să regăsesc prietenul, vreau pe Darusel, adică ne jucam aici, da, nici eu, ce aveți cu mine? De ce îmi puneți apă? Pentru ce? Ajutor, lăsați-mă în pace. Cum adică? Mă luă, să sun la poliție. Eu dau telefonul repede, să sun la... Da, mulțumesc! Ce faci, mă? Mulțumesc! Ce faci, mă? Copilul, fii antenă. Asta însă se ultimul test. Fii antenă. Acum vreau ca tu să faci curat în casă. Taci! Vreau ca tu să-mi faci curat în casă și să repar cum era, înțeles? Nu, fii antenă. Am auzit eu de la copilul ăla că eu nu vorbesc bine românească. Și na, eu sunt un monstru. Eu n-am fost la școală. Eu sunt la pisică. Da, vă pot ajuta. Da, vă pot eu ajuta cu să vorbiți cu orice. Dacă repară casa mai repede, nesimțitule, cum poate să spargă casa, ia zi, ia, repară casa mai repede, dacă nu, te mor și pe tine, și pe Darusel. Ce a spus să repară casa? Hai că v-a ajutat cum are... Așa! Gata! Așa! Așa că fii antenă, bă, la fel, că timp tu repari casa, eu o să ascult aici muzica mea favorită. Mă, ce stai de acolo? Bă, de ce mi se pare că ăsta e toar... Da, v-am reparat casa, v-am reparat podeaua aici, mai e ceva? N-a reparat-o, fii antenă, pune și așa cum era în anii vechi, când eram eu în viață și nu eram mort. Uite așa, frumos, pui aici și acum pune ușile. Cum adică când erai tu în viață și nu erai mort, ce? Nu știu, copile, eu am 1100 de ani. Mă, domnule, da, hai că v-am ajutat, eu pot să plec acasă că mă așteaptă, am familie. Taci, vreau ca tu să-mi repari casa la locul era, cu geam, lemn cu lemn și nu pleci, să se toată noaptea, ai înțeles? Ai înțeles? Da. Da, ce faci? Acum vă dați foc la... și casă și dumneavoastră, nu? Așa de... Așa, tai numărul și oprește focul, mai repede! Oprește focul, hai, bab de bine! Ok, gata, hai că v-am ajutat acum, nu știu ce... Dar dumneavoastră, de cât timp locuiți aici? Am întrebare. Eu, mai mult decât pot număra pe degete, fiule. Eu... Sunt imortal, eu n-am fost mereu așa, eu am fost băgat într-o jucărie și mă cheamă Catnap. Te cheamă Catnap? Tu ești Catnap din jocuri? Da, sunt un mare... Vă că ești prost. Sunt un mare fan, chiar îmi plac jocurile cu Catnap. Tagi-mi-mă și fă mai repede aici acurat. Nesimțitule, așa! Gata, doamne, ok, ok, da, pot să plec după?
A plecat? A, nu a plecat, bă, ce fac, mă? Bă, mi se pare ciudat rău ăsta, nu știu, foarte ciudat, nu știu, e copilăresc așa, adică nu, da, bă, mi-e frică că n-am armă, n-am nimic la mine, nu știu ce să fac, n-am cum să dau peste, da, vă ajut acum, vă fac aici acasă, bam, și pe aici, frumos, facem totul frumos, da. Da, domnul, cred că v-am reparat. Domnul, unde sunteți? Ce? Eu, aici. Dar pune și ușa aici, pune și ușele. Păi, frate, aici nu era ieșire așa, nu era ușă? Trebuie să fie ușa aici? Da. Pune ușa. Taci! Nu te-am întrebat nimica! Bine. Ba da, uite, nu lasă la asta, uite așa. Ok, mamă, stai puțin că trebuie să plec de acum, trebuie să plec repede. Mamă, bă, ce se întâmplă, mamă, unde mă dar să-mi Gata, doamne, iartă-mă, doamne ferești, lăsați-mă, dacă mă vezi pe mine că vorbesc așa. Da, fiantele, eu am două voci. Fiantele, eu am două voci. Am vocea de copil mic și vocea de copil mare. Bine, gata, mă înțeles, nu, gata, am încercat să fug, da, recunosc și am trebuit. Ce? Unde? Ce s-a? Domnul? Unde? Dispărut. Mă, ok, hai că încerc să fug de aici, hai că încerc să deschid. Mamă, pot, mă, n-am pe unde, mamă, pe unde ies, mă, fraților? Am și eu ceva prin inventar pe aici, nu, n-am nimic. Vezi că mă uit la tine, Rafaele, dă-mi cu un ochi deschis. Așa că fă, Rafaele, hai să-ți spun câteva întrebări. Unde stai? Unde stau? Stau, bă, închis într-o cușcă, tu unde ești, că nu te mai văd, domnule, aștept. Nu, gata, fac orice doriți. Nu mai doar vreau să ajung acasă. Eu doar venisem cu prietenul meu să ne jucăm aici față ascunse, ne-am pădure. Nu știam că deranjăm pe cineva. Taci din gură. Ești ultima greșeală la planete. Ești cel mai nesimțit copil. Învață să ai și tu respect pentru ăștia mai mari ca tine cu 1100 de ani. 1100 de ani? Aveți 1100 de ani? Eu sunt un robot, fiule. Stai puțin. Bine, am murit și am fost băgat într-un costum. Și gata, am înțeles că sunt robosaci. Puteți să spuneți mai multe detalii despre dumneavoastră? Doar dați-mi drumul ca să vorbim normal. Nu credeți că ar fi mai bine? Nu, îmi pare rău, dar pentru asta... Gata, vă rog. Ce scuze? Îmi pare rău pentru cele întâmplate și cu casa că v-a distrus. Adică nu, n-a distrus nimeni. Pentru cine a distrus casa dumneavoastră, da? Și trebuie să reparați. Tu ai distrus-o! Să că taci din gură dacă mai vrei să trăiești! N-am distrus-o eu, dați-mi drumul, vreau să vorbesc cu dumneavoastră, dați-mi drumul, vreau să vă întreb ceva, chiar sunt foarte curios de povestea dumneavoastră, cum, de viața dumneavoastră, de dumneavoastră în general. Am fost și eu un om ca tine, fiule, și am fost omorât și am fost păcat într-un robot. Mie lumea îmi zicea Luca. Și de ce, domnul Luca, de ce sunteți rău cu mine? Adică pentru ce sunteți? Nu mai spune Luca, nu mai sunt Luca. Acel Luca a murit și acum sunt Catnip. Ai înțeles, fiule? Catnip cu numărul 9 pe spate, Benzema de la Real Madrid, care nu mai e la Real Madrid, e la... Da, gata, nu, dar voiam să... Da. Bă, că-i chef de glume. ok, bă...
Mi se pare ce faci... Cucubau, fiule, dați-mi, pe mine... Dar nu mai spuneți așa, dați-mi drumul, că vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Care povestea dumneavoastră? Nu! Nu! Ai înțeles? Mulțumesc, dați-mi drumul, Dar chiar nu se poate să mă lăsați să trec acasă? Promit că nu o să vă mai deranjez, nu o să mai trec pe aici prin pădure. Nu, copile, nu! După ce ai fost de proprietatea mea și ai fost... Ai fost atacat, avertizat că lumea o să vină la tine și o să te atace. Tu citești de undeva sau de ce stai? Sau te-ai pierdut, nu mai știi să mai vorbești sau ce? Nu, fiule, ai fost avertizat că eu sunt aici. Ai fost zis de lume că eu sunt aici. Dar tu nu, tu ai ignorat și te bătuc joc de mine. Cum puteai să faci asta? Sunt doar un om bătrân băgat de consum. De ce mi-ai zis casa? Nu mai țipa să ne înțelegem cum trebuie. Ce-am făcut eu? De cine am fost avertizat? Ce s-a întâmplat că nu... Domnul? Dați-mi drumul, vreau să vorbim. Adică nu înțeleg ce se întâmplă aici. Nu, n-am încredere în tine. Ești prea prost. De ce vorbești așa cu mine? Că mi-ai distrus casa. Nu se poate așa ceva. De ce ai făcut așa ceva? Nu o să scap niciodată, Rafaele. Vreau ca tu să-mi explici. Ce cauți aici? De ce ai venit aici? De ce ai întrerupt ritualul cu mine? Ce? Eu făceam așa un ritual. Stați puțin, cum adică ce caută aici, de ce am venit aici? Păi dumneavoastră m-ați băgat aici, domnule, nu știu cum să vă zic, m-ați băgat aici. O să fac ritualul. Și ce faceți? Vă omorâți aici, vă distrugeți casa, așa, și dați firea pe mine că v-am distrus eu casa și acum vă distrugeți dumneavoastră, nu? Fiule, fac ritual. Așa că dacă răspund la o întrebare greșită, o să fac acest ritual și te duci, fiule. Nu mai trăiești. Nici tu, nici Darusel. Dar de ce spuneți, fiule? Mă, ce domnule iartă-mă se întâmplă? Dați-mi drumul, chiar trebuie să ajung acasă, vă rog frumos, adică pe bune, nu, dați-mi drumul, că chem poliția, adică n-am nimic, dar chem poliția. Chem poliția, fiule? Ce să facă poliția dacă eu o să dispar? Ok, să nu mai alo, veniți, un om rău aici care nu îmi face rău. Vreau să mă arunc în aer, m-am băgat în închisoare la el în casă, în pădure, da. Cum adică aveți pe altcineva? Veniți repede, nu, e mai important la mine, vă rog, mi-a închis, mă, ce... Ce faci? Ce se întâmplă? Bă, nu, că e prea ciudat ăsta și de ce mi se pare că seamănă cu Darius Selma? Dar nu seamănă cu Darius Selma, dar ce... Pentru asta, o să-ți petrești timpul aici, în apă, sufocat. Cât timp eu o să fac ritualul. Uaa, suenia, tabadi-tabada, hâa. Ajutor! Nu! Ce m-am speriat! Nu, că e bine că era apă! Domnul, ajuta! Domnul! Nu putem să-mi dați drumul? Nu, domnul? Îmi pare rău, fiule! Am ceva pentru dumneavoastră, dar chiar că am uitat, trebuie să vă dau materialele înapoi. Am ceva pentru dumneavoastră, ok? Am ceva pentru dumneavoastră, bine? Hai că... Nu! Ba da! Îmi pare rău! Ba da! Așa! Taci! Așa să-ți... Da, așa. Fă loc, mă, ca să le scoți, că-s grele. Gata. Scoteți-le. Gata. Așa. Aaaa, ca de apă să mor, bă. Da. Vine bomba. Ce se întâmplă? Ok, nu, că trebuie să fac repede. Trebuie să iau repede mașina, să ajung repede la mașină. Ok, e mașina aici, mamă. La coroană. Unde? Nu mai vine. Hai că a scăpat. O, lăsă ea repede. Unde?
Vine după mine, ce alergă? O, gata. Hai că-mi spate. De ce tu s-au depărat de mine? De ce tu s-au depărat de mine? Gata, am scăpat. Mamă, fraților, nu-mi vine să cred așa ceva. Am scăpat, hai că-i să aici din tunel. Stai că ea trebuie să iau puțină gură de aer. Mamă, nu-mi vine să cred. Deci chiar nu-mi vine să cred cum am reușit să scap. Ce s-a întâmplat acolo, nu înțeleg cum am ajuns în locul ăla. Acum trebuie să fug repede din nou acasă. Trebuie să plec direct. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip. Iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.